William Golding, împăratul muștelor. Vuietul scoici. Băiatul blond își dădu drumul pe ultimul metru de stâncă și începu să-și crească drum spre lagună. Deși își scoase jerseul de școală și îl târa acum într-o mână, cămașa cenușii i-a sudase pe trup și părui se lipise de frunte. De jur împrejur, brazda lungă, trasă prin junglă. Se trudea să-și facă loc printre liane și printre trunchiurile zdrobite. Hei, să auzi stai o clipă, Stai nițel, zice vocea. M-am încurcat în liane. Blondul se opri și-și trase ciorapii cu un gest automat. Cel ce vorbise ieși de îndărătelea dintre desișuri. Era mai scund decât băiatul blond și foarte, foarte gras. Înaintă, uitându-se atent pe unde calcă, apoi înălță capul și privi prin lentilele groase ale ochelarilor. Blondul clătină din cap. E o insulă, cel puțin așa cred, zise el. Te pomenești că nu fi niciun om mare pe aici. nu părui mit. Dar ce s a fi întâmplat cu puștii? Trebuie să fi scăpat câțiva, nu? O clipă, grasul rămase pe gânduri. Și pilotul? Blundul reveni la poziția normală și se așeză pe pământul jilav. O fi zbura mai departe după ce ne-a dat drumul. Hm. Pe când coboram, m-am uitat pe geam, am văzut cealaltă parte a avionului, eram flăcări. Măsură din ochi brazda din junglă. Uite ce a făcut fuzelajul. Blundul întinse mâna și pipăit trunchiul mutilat al unui arbore. Vezi de o clipă părui interesat. Ce s-a fi întâmplat cu avionul? Unde-o fi? Hm. l am împins uraganul larg. Ezită un moment, apoi vorbi din nou. Uh, cum te cheamă? Ralf. Grăsanu așteptă să fie și îl întreba cum se numește, dar nu l-a întrebat nimeni nimic. Blondu, pe nume Ralf, zâmbi vag, se ridică și porni iar spre lagună și iuți pasul. Grăsanu se opri suflând din greu. Hm. Mă că mi-a spus să nu fug, fiindcă sufăr de astmă, explică el. Astmă? Da, da, chiar așa. Mi se taie răsuflarea. Eram singurul băiat din școală care avea azmă. Rosti grăsanul plin de mândrie. Hm. Și port de la trei ani. Ralf îi aruncă o privire piezișă și nu-i răspunse. Mă gândesc că ar trebui să aflăm cum îi cheamă pe și să facem o listă, zise Grăsanu. N-ar strica să ne adunăm, mă? Ralf ignoră propunerea, iar Grăsanu se văzuse silit să continue. Nu-mi pasă cum au să-mi spun atâta timp că nu o să mă strige ca în școală, mărturisi el. Ralf arătă oarecare interes. E, cum te strigau la școală? Grăsaru aruncă o privire peste umăr și se plecă spre Ralf. Îmi spuneau Piggy. Ah, Ralf izbucni hohote de răsări în picioare. Piggy, Piggy, Ralf, te rog, nu, nu, nu! Plonjă în nisipul de la picioarele lui Piggy și rămase acolo râzând. Piggy, Piggy, Piggy! Zâmbi reticent, măgulit fără să vrea de drama acela de prețuire. Eh, câtă vreme nu o să le spui și elor la alții. chicoti pe nisip. Expresia de durere și concentrare reveni pe fața lui Piggy. Se întoarse iute în pădure, Ralph se ridică și o luă Un element pătrat al peisajului întrerupea plaja. O platformă uriașă de granit randafiriu curea drum necruțător prin pădure, prin terasă, prin nisip, prin lagună, ca un chei suspendat înalt de peste un metru. Se îndreptă spre marginea din spremarea platformei și rămase cu privirea la apă. Ralph îl cercetă cu atenție pe toată lungimea celor 30 de metri, apoi se aruncă în el. Apa era mai caldă decât sângele lui și a avut impresia că nu într-o cadă uriașă. Piggy a apărut din nou, se așeză pe marginea cornișei stâncoase și urmări cu invidie trupul lui Ralph. Hm, da bine mai noți! Dar tu n-ai de gând să noți? Piggy clătină din cap. Eu, eu, eu nu știu să noți. Nu mi-au dat voie. Asma mea. Ia mai dă-o dracului cu asma, cu asta mea, cu... Își înălță bărbia și zise. În nod de la cinci ani. M-a învățat tăticul, e comandor în marină. Când o să intre în concediu, o să vină să ne salveze. Dar tatăl tău ce e? Piggy roșii brusc. Tăticu a murit, spuse el repede, și mămica îi scoase ochelarii, căutând zadarnic în jur ceva cu care să-i șteargă. Eu am stat cu mătușii ca ținea o cofetărie, aveam... aveam prăjituri berechet. Câte voiam. În fine, când o să ne salveze tăticul tău? Păi, de îndată ce o să poată. Suntem pe insulă, nu-i așa? Insistă Piggy. M-am cocoțat pe o stâncă și cred că e o insulă, răspunse Ralf încet. Au murit toți. Au murit toți și suntem pe o insulă, Piggy Nici dracul nu știe că suntem aici, ștoti cu Nu știe, nimeni nu știe, nimeni nu știe. Îi tremurau buzele, iar ochelarii se aburiseră. S-ar putea să rămânem aici până murim Trebuie să facem ceva, trebuie să dăm de ceilalți. Trebuie să facem ceva. Este. Da, asta ce -o mai fi. Ralph încetă să zâmbească și arătă cu degetul spre lagună. Printre ierburile marine și ferici se vedea un obiect alb gălbui E o piatră. Nu, 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 nu. o scoică. Piggy nu-și mai găsea locul prins de un entuziasm frenetic. Așa așa e, o scoică. Am văzut una la fel pe zidul din spatele casei cuiva. Zicea că e o cochilie, sufla în ea și atunci venea mămica lui. Costă o groază de bani. Mugește ca o vacă, spuse Piggy. Se opri să-și tragă răsuflarea și mângâie obiectul strălucitor din mâinile lui Ralf. Ralf! Băiatul privi. Cu ajutorul ei putem să-i chemăm pe ceilalți ca să ne adunăm când o să ne audă, o să vină toți! Îl privi radios pe Ralf. Asta urmăra va să zică, de asta ai scos tu cochilia din apă. Ralf își dădu peste capul blond. Cum sufla prietenul tău din cochilie? Nu știu, parcă scuipa, răspunse Piggy. Băiatul zicea că trebuie să sufli prin capătul de jos. Hai, încearcă. Hai, încearcă, Ralf, cheamă-i. Neîncrezător, Ralf duse la gură capătul mic al scoicii și suflă. Prin gura cochiliei, e și așa, doar un șuierat. Ralf își strânse buzele și suflă în scoică provocând un sunet jos, ca un pârț. Băieții se amuzară atât de tare încât Ralf, între hohote de râs, mai suflă un timp. Sufla aici! Sufla aici pe jos! Ralf pricepu și suflă cu toată forța în scoică. Scoica răsună pe dată. Măi culiță! Sunt sigur că se poate auzi la kilometri! Ralf își recapătă suflul și smulse scoice o serie de sunete scurte și violente. Ia te uită! exclamă Piggy. A apărut unul! Printre palmieri, la vreo sută de metri de plajă, se ivise un copil. Era un băiețel de vreo șase ani, voinic și blond, cu hainele zdrențe și mânji pe față de fructele terciuite. Băiețelul se ghemui înaintea lui Ralf, privindu-l cu ochi strălucitori. Piggy se-a spre el. Cum te cheamă?" Johnny." Strigătele din pădure se apropiau. Prin nisipul fierbinte și mut, se îndreptau spre platformă mai mulți băieți. Trei copii, cât Johnny de mici, aproape că răsărisele din pădure, unde se îndopaseră cu fructe. Unul brunet, ceva mai mic decât Piggy, își croi drum prin desiș, se îndreptă spre platformă și le zâmbi vesel tuturor. Veneau tot mai mulți. Urmând exemplul inocentului Johnny, se așezară pe trunchiurile prăbușite ale palmierilor și așteptar Piggy se mișca printre ei, întrebându-i cum îi cheamă și încruntându-se în efortul de a le memora numele. Când și ultima pereche ajunse la platformă, Ralph îi observă în vreme ce sufla din cochilie. Cei doi băieți cu capete rotunde ca niște bile și cu un păr așa cânepiu, se aruncară la pământ și rămase acolo rânjindu lui și suflând din greu ca niște câini. Erau gemeni și dubletul arăta atât de nostim încât te uluia, nevenindu să-ți crezi ochilor. Respirau împreună, rângeau împreună, vânjoși și plin de viață. Piggy a plecat spre ochelarii cu lentile strălucitoare și printre șuierăturile stridente ale scoicii se auzi cum le repetă numele. Sam Eric. Sam Eric apoi se încurcă. Gemenii clătinare din cap și se arătară cu degetul, iar copiii râseră. În cele din urmă, Ralf încetă și rămase nemișcat cu scoica într-o mână și bărbia rezemată de genunchi. Prin ceața diamantina a plajei, Ralf văzut primul un grup de băieți mergând aproape la pas în două șiruri paralele, îmbrăcați în veșminte strani și excentrice. Pelerine negre cu o cruce lungă de argint în dreptul inimii și încheiate la gât cu un jabou galbui le ascundeau trupurile de la gât și până la călcâie. Băiatul care comanda era îmbrăcat la fel, având însă pe șapcă o insignă de aur. Când grupul lui ajunse la vreo 10 metri de platformă, le dădu un ordin, iar băieții se opriră, trăgându-și suflarea, transpirați și unduindu-se în lumina nemiloasă. Cu pelerina fluturând, comandantul păși înainte, se îndreptă hotărât spre platformă și scrută bezna care îi se părea de nepătruns. Hei! unde e trompetistul?" Ralph, înțelegând că pe cel din fața lui îl orbise lumina soarelui, răspunse, Nu-i niciun trompetist, eu am suflat." Deci nu-i niciun vapor? Înăuntru pelerinei înfoiate se vedea un trup înalt, subțirel și ciolănos. De sub șapca neagră ieșea un păr roșcat. Nu-i niciun om mare pe aici? Nu, nu-i niciunul, nu răspunse Ralf. Avem o întrunire, veniți și voi. Grupul de băieți cu pelerine început să se destrame. Băiatul înalt le strigă. Corul! Drepți! Corul se regrupă, respectând resemnat ordinul, și rămase clătinându-se în soare. Cu toate acestea, unii din ei începură să protesteze slab. Ascultă, Meridiu, te rugăm, Meridiu, n-am putea, Meridiu, n-am putea. Unul dintre băieți căzu cu fața în nisip, iar șirul se risipi. Îl suiră pe platformă pe băiatul căzut și îl lăsară întins acolo. Meridiu aruncă fulgere din priviri, dar se sili să iasă cu bine din această situație penibilă. Da. Foarte bine atunci, stați jos, lăsați-l în pace. Dar Meridiu, leșină mereu, răspunse Meridiu. A leșinat la Gibraltar, la Addis Abeba și la slujba religioasă de dimineață în fața dirijorului corului. La acest ultim amănunt răutăcios, membrii corului chicotiră, se așezară ca niște cori pe truncurile de vălmășite și îl studiară curioși pe Ralph. Piggy nu-i întrebă de nume. Superioritatea impusă de uniforme și autoritatea firească a vocei lui Mary Dew îl intimidau. Se strânse de cealaltă parte a lui Ralph și și făcu de lucru cu ochelari. Mary Diu se întoarse spre Ralph. Nu-i niciun om mare pe aici? Nu, Meridiu se așeză pe un trunchi și se uită în jur. Da, atunci o să trebuiască să avem singur grijă de noi. Piggy, aflat în siguranță de cealaltă parte a lui Ralph, vorbi timid. De asta a convocat Ralph într unirea ca să hotărâm ce de făcut. Știm și unele nume. Să spună mai bine fiecare cum îl cheamă, zise Ralph. Pe mine mă cheamă Ralph. Știm aproape toate numele, zise Piggy. Tocmai le-am aflat. Astea-s nume de țânci, spuse Meridiu. De ce să fiu Jack? Mă cheamă Meridiu, Ralph se întoarse brusc. Vocea băiatului arăta că știe ce vrea. Pe urmă, continuă Piggy, pe la... pe la l-am uitat. Vorbești prea mult, spuse Jack Meridiu. Gura, feti! Ha! Izbucnire, râsete! Nu-l cheamă feti, strigă Ralph. Nu îl cheamă feti! Numele lui adevărat este Piggy! 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 Ha, ha, ha! Piggy! Până și țâncii ținură isorul hohotelor de râs. Printre băieți se formă o vreme un circuit închis de simpatie, lăsându-l pe Piggy în afară nu se îmbujoră, înclină capul și șterse din nou ochelarii. În cele din urmă, râsul se mai domoli și apelul continuă. Printre cei din cor, Moris era primul ca înălțime după Jack. Era lat în numeri și zâmbea tot timpul. Mai era un băiat slăbuț cu mișcări furișe pe care nu-l cunoștea niciunul. te izolat și firea lui ascunsă arăta limpede că nu vroia să aibă de-a face cu nimeni. Murmură că se numea Roger și tăcu. Bill, Robert, Harold, Henry, Băiatul din cor care leșinase se sprijini în capul oaselor de trunchi unui palmier, îi zâmbi ușor lui Ralph și spuse că se numește Simon. Da, trebuie să hotărâm cum vom fi salvați, zise Jack. Băieții se foiră. Unul dintre puști, Henry, spuse că voia să plece acasă. Gura, îi zise Ralph și ridică absent cochilia. Cred că ar trebui să avem un șef care să ia hotărâri. Un șef! Un șef! Eu trebuie să fiu șeful, spuse Jack cu o brăznicie sfruntată, fiindcă sunt coristul principal și șeful clasei. Știu să cânt în dodiez. Băieții se fuieră din nou. Da. Foarte bine atunci, spuse Jack. Eu? Ezită. Băiatul brunet, Roger, se trezi în sfârșit și vorbi răspicat. Să votăm. Da. Să votăm pentru șef. Să votăm. Jocul de-a votatul era aproape la fel de plăcut ca și cel cu cochilia. Jack încercă să protesteze, dar în hărmălaia iscată, dorința tuturor de a avea un șef se transformă în alegere prin aclamarea lui Ralph. Niciunul dintre băieți n-ar fi putut găsi o justificare serioasă a alegerii. Dar Piggy dăduse dovadă de bun simț în vreme ce faptele îl desemnau clar pe Jack ca șef. Nimișcarea lui Ralph le atrase atenția. Apoi, înălțimea și aspectul lui plăcut și ca un element tainic, dar foarte puternic, cochilia. Cel care suflase în cochilie, cel care stătuse și așteptase pe platformă cu scoica delicată, bălăbănindu-i se pe genunchi, făcea o figură aparte. Pe cel cu scoica! Ralf! Ralf! Să-l alegem șef pe cel cu trompeta! Ralf ridică mâna impunând tăcere. Foarte bine. Cine-l vrea pe Jack ca șef? Cu o supunere obosită, corul înălță mâinile. Cine mă vrea pe mine ca șef? Toate mâinile, în afară de cele ale coriștilor și a lui Piggy, se ridicară imediat. Apoi Piggy o ridică și el vrând nevrând. Atunci eu sunt șeful, numără Ralf. Cercuii izbucni în aplauze, până și coro aplaudă. Pistruii de pe fața lui Jack dispărură sub roșața jignirii. Se ridică, apoi se răzgândi și se așeză la loc în timp ce văzduhul vuia. Ralf îl privi, gata să-i ofere ceva. Firește, corul e al tău. Am putea face din el o armată sau vânători. Am putea... Îmbujorarea dispărut de pe fața lui Jack. Ralph ridică din nou mâna și ceru să se facă tăcere. Jack e șeful corului. Băieții ar putea... Ce vrea să fie? <coughs> Vânători. Jack și Ralph schimbară zâmbete de afecțiune timidă. Ralph îi zâmbi și ridică scoica impunând tăcere. Ascultați-mă cu toții! Trebuie să am timp ca să văd cum stau lucrurile. Nu pot hotărâ pe loc cei de făcut. Dacă nu e o insulă, o să fim salvați imediat. Așa că trebuie să hotărâm dacă e o insulă sau dacă nu e o insulă. Rămâneți cu toții pe loc, așteptați și nu vă îndepărtați. Trei dintre noi, dacă luăm mai mulți o să ne încurcăm și o să ne rătăcim. Deci, trei dintre noi o să plecăm în recunoaștere. O să merg eu, Jack și... Se uităm prejur la fețele aprinse de emoție. Nu ducea lipsă de băieți dintre care să aleagă. Și... Simon paloarea leșinului dispăruse. Era un băiețel subțirel, vioi, privind pe sub o claie de păr drept, negru și aspru, căzându-i în lațe. Piggy se foi. Da, vreau să vin și eu. Ral se întoarse spre el. Nu ești bun la așa ceva, Piggy. Ochelarii lui Piggy se aburiră iar, de data asta de umilință. Tu le-ai spus. Tu le-ai spus după ce te-am rugat. Se înroși, iar buzele-i tremurară. După ce ți-am spus că nu vreau despre ce dracu vorbești? Despre faptul că mi se spune Piggy. Ți-am spus că nu-mi pasă câtă vreme n-au să mă strige Piggy. Te-am rugat să nu le zici, dar te-ai să le spui și le-ai spus imediat. Se așternu tăcerea. Ralph îl privi pe Piggy cu mai multă înțelegere, își dădu seama că îl jignise și că îl zdrobi se sufletește, ezită între două căi de a-și cere scuze sau de a continua cu jignirile și... E, mai bine Piggy decât feti conchise cu brutalitatea conducătorului născut, dar oricum îmi pare rău dacă te simți jignit. Hai, întoarce-te, Piggy, și strânge numele băieților. asta e treaba ta. Hai, la revedere! Se întoarse și o rupse la fugă după cei doi. Cei trei băieți pășeau repede pe nisip. Hai, zise imediat Jack, suntem exploratori! Mergem până la capătul insulei și ne uităm după colț, zise Ralph. Nu e nimic de văzut după colț, fiindcă nu există un colț, zise Jack. E o mică îndoitură și vă dați seama, sunt tot mai greu de urcat. Ralf își puse mâna streașină la ochi și urmări conturul zdrențuit al colților stâncoși ce înaintau spre munte. Această parte a plajei era mai aproape de munte decât toate celelalte. Eh, o să încercăm să ne cățărăm pe munte de aici," zise el. Cei trei băieți începură să se cațere. Ascensiunea abruptă pe țancurile de stâncă nu se dovedea atât de grea ca trecerile ocazionale prin tufișuri. Cum, necum, reușiră să urce. Prins în păienjenișul ianelor, poate în cea mai grea clipă, Ralf se întoarse cu ochii strălucitori spre ceilalți. Țuț! Meserie! Mișto, tată!" Reu de ghicit de ce se bucurau. Toți trei se înfierbântase, erau murdari și frânți de oboseală. Ralf se zgâria rău. Asta e o adevărată explorare!" zise Jack. Sunt sigur că n-a mai călcat nimeni pe aici!" Mai departe, drumul spre vârf se dovedi ușor. Când mai aveau câțiva pași, Ralf se opri. Dumnezeule!" se aflau pe buza unui golf sau unei jumătăți de golf în peretele muntelui. Locul era plin cu flori albastre, un fel de plante de stâncă, vegetația târna peste deschizătura din rocă și se răspândea abundent prin bolta pădurii. Prin aer roiau fluturi ridicându-se de pe plante, zburând și așezându-se la loc. Dincolo de golf se zărea culmea pătrățoasă a muntelui și în curând ajunseră la ea. Hm, ghiciseră că era o insulă dar nu voiau să-i spună ultimul cuvânt decât odată ajuns în vârf, când vor fi avut o perspectivă panoramică asupra mării. Ralf se întoarse spre ceilalți. Tot ce ne neapărține? Uite un recif! Un recif de coral! Am văzut poze cu stângi de-astea! Reciful aflat cam la un kilometru de și mergând paralel cu așa zis a lor plajă, îngrădea mai multe laturi ale insulei. Nu văd nicio dâră de fum de la vreun sat sau vreo barcă, remarcă Ralf. O să ne asigurăm mai târziu, dar nu cred că insula e locuită. O să avem ce mânca. O să avem ce mânca, strigă, O să vânăm, o să prindem animale. Până o să vină să ne ia de aici, bineînțeles. Totul ne aparține. Totul ne aparține, spuse Ralph și își întinse brațele. Râseră, făcură salturi și urlară pe munte. Ura! Ne foame! Când Simon pomeni că era foame, își dă dură seama că și lor le era. Haide, zice Ralph. Am aflat ce voiam. Hai să mergem. Se aflau la marginea pădurii dese și pășeau obosiți pe o potecă, când deodată auziră zgomote, guițături și zgomotul sacadat al unor copite pe o potecă. Găsiră un purceluș prins într-o țesătură de liane zbătându-se prada unei spaime demente ca să iasă din plasa elastică. Cei trei băieți se repeziră, iar Jack îi scoase cuțitul cu un gest larg, ridică brațul, apoi purcelușul se zmulse dintre liane și o zbughi prin tufișuri. Jack pălise supistului, dându-și seama că ținea încă în aer cuțitul își coborâ brațul și vârâ lama la loc în teacă. Alegeam locul, zise Jack. Așteptam să mă hotărăsc unde să-l împung. Porcii se înjunghe, nu se împung, îl corectă ral violent. Se spune întotdeauna înjunghiatul unui porc, nu împunsul un unui porc. Îl înțepi în grumaz și lai să se scurgă sângele, zise Jack. Altfel nu poți mânca din carnea lui. Dar de ce n-ai... Știau cu toții motivul pentru care Jack nu lovise din pricina spaimei imense strânite de cuțitul ce cobora și avea să taie în carne vie. Din pricina sângelui de nesuportat. Eram gata, zise Jack. Mergea înaintea lor și nu-i vedeau chipul. Alegeam locul. Lasă data viitoare. Îi smulse cuțitul din teacă și îl înfipse într-un pom. Data viitoare avea să fie fără milă. Se uită împrejur fioros, provocându-i să-l contrazică.